Pe mai multe nu pot să vă spun, acum am ajuns și eu aici. Am fost informat de o colegă de-a noastră, Gabriela Ierdic, disprezionat accident la Sâna Cornișa. Ulterior am primit un telefon la colegii medici care activează la piscină și mi-a informat că o persoană îi se fac operațiuni de resuscitare, în urma săriturii la trambulină și a fost cozi în bazin. Acum așteptăm să vedem ce s-a întâmplat mai exact acolo. Și eu o să mă informez la colegii mei ce s-a întâmplat mai exact aici. A intervenit salvamarul sau nu știți? Din câte am înțeles, au sărit doi salariații noștri și l-au scos din apă. Dar, repet, în momentul acesta am intrat aici în complex și mai multe detalii nu știu.